Doamna Constantinescu, ne auziți? Bună dimineața, doamna Constantinescu, ne auziți? Bună dimineața, da? Da? În aceste condiții, cum s-a întâmplat, este vorba de modificare comisie. Deschidem ședința comisiilor reunite ale Consiliului Municipal Clașcani în vederea dezbaterii proiectelor ce au fost trecute în ordinea de zi pentru ședința extraordinară convocată de data astăzi, 7 iulie 2022. Două proiecte pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, pentru comisia juridică, cine este pentru? Doamna Constantinescu? Pentru. Patru voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată pentru comisia economică. Cine este pentru? Doamna Constantinescu? Pentru. Patru voturi pentru. Comisia Urbanism este pentru. Pentru Urbanism cine este pentru? Patru voturi pentru și pentru învățământ. Cinci voturi. Cinci voturi pentru. Patru. Cinci la Urbanism. Cinci la Urbanism. Dau citire primului proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Clubului Sportiv Municipal Pașcani în proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local a Municipiului Pașcani, Arsandul Municipal Pașcani. Poate este cineva care prezintă proiectul? Dacă nu, s-a constatat faptul că Clubul Sportiv Municipal Pașcani nu poate administra din punct de vedere legal de alte motive și s-a propus preluarea înapoi așa. Nu, din punct de vedere legal. Cât au cheltuit cu bunul? Am și eu o întrebare. Ce se vor face cu banii care au fost alocați către CSM? Banii au fost cheltuiți? Nu, banii de unde? Cum să fie cheltuiți? S-au bugetat cu 190.000 de lei bani care trebuie, că nu mai faci tot prostii. Deci banii aia trebuie să întoarcă fix la fel înapoi. Se vor întoarce. Trebuie să întoarcă înapoi. Să schimbi de la iar facturile care sunt, treaba lui și-au mi-arătat dispoziția de curmă de plătere. Nu mai sunt alte discuții, să pun proiectul la vot. Pentru comisia juridică, cine este pentru? Doamna Constantinescu? Pentru. Patru voturi pentru, a venit favorabil. Comisia economică, cine pentru? Doamna Constantinescu. Pentru. Pentru urbanism, cine este pentru? Cine votă pentru avizul favorabil? Mulțumesc. La învățământ este. Nu. Proiect de hotărâre numărul 2, privind aprobarea valorii totale a contractului de finanțare numărul 496/23 martie 2022, proiect achiziției echipamente medicale pentru sprijinirea școlii gimnaziale Găștești Pașcani în contextul pandemiei cu virusul COVID-19, cod SMIS 144.566. La momentul depunerii contractului de finanțare și a cererii de finanțare, din partea agenției ni s-a cerut doar hotărârea Consiliului de Administrație. Acum am primit pe MySmith, joi, 5 iulie, o cerere de clarificare prin care să adăugăm, să trimitem, înainte de a ne veni finanțarea, și această hotărâre de Consiliul Local, care aprobă valoarea totală a proiectului din valoare de 332.194,55, cofinanțarea din partea primăriei este 0, costuri eligibile 10.000 pentru firma de consultanță. Mulțumesc! Punem proiectul la vot cu Comisia Juridică, cine este pentru? Comisia Juridică. Cine nu? 80.000 de euro. Doamna Constantinescu. Deci eu consultat firma 50.000 de lei la cei bani pentru, la niște dezinfectanți. Abține? Abține sau eu? Mă zic, și eu fac cu firma aceea ca să cumpere niște mești și să fie firma consultanță. Abține. Trei voturi pentru abținerea de favorabil. Poliția economică, cine este pe 10.000 de lei, ca să fim proiect pentru ca să iei niște mești și niște dezinfectanți. Sigur este așa. Doamna Constantinescu. Dar oana, pentru. Patru voturi pentru. Am văzut ce este pentru. Abține? Abține. 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 Abține.